să vă aducem veselia și vă salutăm pe toți, vei cum n-ați bunici și nepoți. Hai dirli, dirli, da, ce frumoasă-i țara mea. Hai dirli, dirli, da, mai ales când pleci din ea. Hai dirli, dirli, da, o pastramă aș mânca. Hai dirli, ce mai chin, m-a pus soacra la regim. Foaie verde și o mușcată, ia de plosca aia fată. Mie că vinul te fierbântă și o să ne luăm la trântă. Hai dirli și aoleu, unde n-ar da Dumnezeu? Hai dirli, stai cu minte că nu-ți mai aduce aminte. Bă-ți-o minte, știu cum e, că mi-au plăcut mândrele. Ia te uite ce mai moș, tot mereu se dă cocoș. Nu-mi descurca cumva. Hai dirli, dirli, da, să ne veselim afra. Hai dirli, dirli, da, noi cu voi alăturea. Hai dirli, dirli, dim, și de toate să glumim. Hai dirli, dirli, dim, că așa întinerim. Bună seara, dragii noștri turiști. Bună seara și bine ați venit la Târgul Internațional de Turism. Deci încă o dată vă spunem bună seara și... Hai vă rog, mă, turiștilor, mă, de care pe unde sunt de zi. Șeful, vă rog din suflet, șeful, vă rog din suflet, nu mai beți aici de față cu lumea. Nu mai beți de față cu turiștii. Ce nu mai beți de față? Nu mai beți, șeful. Bine, atunci o să beau de spate. Șeful, vă rog din suflet, deci încă o dată vă spunem, dragii noștri, bună seara și bine ați venit la Târgul Internațional de Turism. Vizitați România! Acesta este sloganul sub care se va desfășura ediția din acest an a târgului nostru. După cum bine știți, nu-i așa? România se bucură în ultima vreme de un real interes turistic. Mare! Foarte vizitată este zona Transilvaniei, celebră pentru bisericile ei fortificate, pentru cetățile ei medievale, dar ceea ce știu mai puțin turiștii străini, șeful, este faptul că Transilvania este și o excelentă zonă pomicolă. Adică prunicolă. Da. Șeful. Pălincolă, prunicolă. Așa cum Muntenia se și poate vizita, dar Muntenia este o excelentă zonă agricolă. Agricolă, bravo. Iar Moldova noastră, dragă doamna Mioara, ei, Moldova este prin excelență o zonă... alcoolică! Vizitați România! Dacă v-ați hotărât să veniți în țara noastră, trebuie să știți așa. În România se poate ajunge în mai multe feluri. Fie pe cale maritimă, cu vaporul, pe Marea Neagră, cu vaporul vostru. Poftiți? Cu vaporul vostru, că noi nu mai avem vapoare. Cum nu mai avem vapoare? Păi da, n-am vândut flota. Aolo! Baie, flota nu mai ai, adică... Mă rog, deci cu vaporul mai greu, dar se poate ajunge în România pe cale aeriană, cu avionul, fiindcă avioane chiar avem, adică avioane chiar avem. Avem, avem bune! Foarte bune! Bune, dar mai bune stewardesele. Sigur că da, sunt foarte frumoase stewardesele noastre și toată lumea, sunt renumite, foarte frumoase. Nu mai frumusețea, privirea. Privirea laserul ăla în timpul zborului. Dacă, dacă în timpul zborului o stewardesă a băgat laserul în tine, ți se deschide parașuta. Aoala! Ați pățit dumneavoastră așa ceva? Nu eu. Dar cine, șeful? Bunicul meu. Bunicul, bunicul meu, 93 de ani. A, să-l țină Dumnezeu sănătos. Trei amante avea. Să-l țină Dumnezeu sănătos, v-am zis. Că a plecat. Cum adică a plecat? Nu, cu avionul? Nu, definitiv. A, Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Dar înainte să plece, așa? Ultima dorință, să cunoască o stewardesă. Dumneavoastră vorbi serios? La 93 de ani? 93 de ani. Doamne Dumnezeule! Păi la 93 de ani a vrut să ia avionul ca să cunoască stewardesă? Exact. Doamne Dumnezeule, păi de la anii ăștia nu i-a fost frică? Nu. Nu i-a fost frică? Nu, că a luat o pastilă. Ce pastilă, șeful? O pastilă albastră. Bă, când a luat pastila asta, a rupt o rachetă, avionul, direct, și te-a ardeza în brațe și a înțepenit.
se poate spune că bunicul dumneavoastră a murit fericit. El da. Da? El da, da. Noi, familia. Așa? 3 zile de la pastila albastră. Așa? 3 zile ne închinui să batem capacul la sicriu. Vizitatul! Fiar cum ai fost odată, fiar cum ai fost odată. Tu erai cea mai frumoasă, pentru toți românii casă, pentru toți românii casă. Hai, hai, face sârba roată, pentru lumea toată, chiuiți odată. Hai, hai, face sârba roată, pentru lumea toată, viața-i minunată! Sârba românașului, e sârba norocului, e sârba norocului. Cine-o joacă face avere și trăiește cu plăcere și trăiește cu plăcere. Sârba românașului, e sârba norocului, e sârba norocului. Cine-o joacă face avere și trăiește cu plăcere și trăiește cu plăcere. Valentina, bravo!